Dragii mei, să știți că în țara noastră avem pepinieriști de excepție, care pun la dispoziția pomicultorilor material săditor din soiurile cele mai speciale. Aș vrea să-l cunoaștem pe unul dintre aceștia, adică pe domnul Ion Horga. Este un exemplu demn de urmat pentru noi toți. Domnul Horga, sunteți un vechi pepinierist, aș putea spune, nu? Produceți foarte mult material săditor pentru din toate speciile. În ce măsură puteți asigura pe zona de vest, Arad și județele limitrofe, materialul săditor solicitat de cei care vor să-și înființeze livezi? Pentru că știm de acum e o penurie serioasă de material săditor pomicol în România. În primul rând vă salut și mă bucur că ne vedem în acest context fericit. Aceeași plăcere. România așteaptă de mult timp acest program pentru înființarea plantațiilor pomicole, deoarece fructele înseamnă sănătate. Și România are nevoie de acest element important în cadrul sănătății. Noi producem material pomicol de înaltă calitate biologică. Avem un departament de producție in vitro, unde producem arbuști, producem alun, producem portaltoi de pom fructiferi. Îi aclimatizăm într-o seră specializată. Din păcate facem export. La ora actuală peste 90% din materialul nostru este solicitat în Italia, unde se întoarce în România și în alte meleaguri, chiar și în afara Europei. Standardul de calitate este... Da, mi se pare interesant. Dumneavoastră faceți export, duceți material săditor în alte țări și la rândul lor pomicultorii importă material săditor în alte părți. Nu comunicăm destul de bine pomicultorii și dumneavoastră aici aveți o menire foarte importantă să ne puneți cap la cap pe pomicultorii și producătorii de material pomicol. Apar persoane care vin din afara sectorului pomicol, investitori care se ghidează doar după internet. Noi suntem din 1996 pe baricade, suntem cunoscuți, lumea știe despre ce e vorba. Probabil că în următoarea perioadă vom fi mai prezenți pe un spațiu public, să zic așa, ca să ne cunoască lumea. Marile firme, giganții mondiali ai pomiculturii sunt alături de noi, în special la specia Alun, Besana, Old și Ferrero Rocher sunt clienții noștri pe specia Alun. Acum. Apropo de specii, pentru ce specii produceți material săditor? În acest moment producem și creștem foarte mult în specia Alun, când este un trend la nivel mondial. Știm toții ce se întâmplă la nivel de Turcia cu problemele cu aflatoxinele pe specia Alun. România va deveni o zonă datorită climei temperat continentale, care binecuvântat Dumnezeu cu aceste ieni, care toată lumea nu le pune în valoare, dar iarna este o valoare în pomicultură la ora actuală. Sunt solicitări și în România? Sunt foarte mari solicitări în România, numai că din păcate în România lucrurile sunt un pic tehnic defazate ca de obicei. Lumea povestește de alun de consum glazurat, industria alimentară mondială dorește alune pentru industria alimentară, mai sunt un pic de făcut niște reglaje fine pe partea tehnică, care este vitală în pomicultură. Da, am sezizat și eu, cum se spune, o plecare serioasă către nucifere, alun, nuc. Am văzut că sunt și pepinieriștii destul de mulți pentru momentul ăsta de pepinieriști care produc material săditor pentru nuci. Nu putem să... Noi producem material pomicol din specia nuc, doar din soiurile autoctone, nuc din sămânță, din stațiunea pomicolă Gioagiu. Noi credem că, dar nu spunem noi asta, o spun mari giganți ai pomiculturii pe alun din lume. Spun că noi, România trebuie să producă alune, pentru că alunile sunt produse în județul Timiș pe aproape 800 de hectare. E al treilea an consecutiv de când se recoltează și știm cu toții solurile românești ce savoare și ce calitate deosebită dau fructelor. Deci alunul cred că va fi următorii 10-15 ani bătălia pentru pomicultură. Nu putem să punem, nu ne putem compara cu Polonia pe măr sau ne batem cu Italia pe păr. Deci suntem clar. Dar avem această nișă, acest spațiu. Avem aproape 1 milion de hectare în zona colinară, în țara asta binecuvântată de Dumnezeu, și cred că putem să în sfârșit să avem o nișă pe care să o fructificăm. Mai că să fim toți împreună, să vedem, să facem ce trebuie, să punem soiurile care trebuie și clonele care produc
faimoasele produse de ciocolată. Deci o abordare tehnică aprofundată, aș invita pe toți pomicultorii, alături de oamenii care au făcut în ultimii 35 de ani toate plantațiile de nuc din lume, de alun din lume. Sunt giganții de la Ferrero, care sunt prezenți în România în ultimii 2 ani și care pot da soluții tehnice gratuit, cum și cum trebuie făcut ca să nu se greșească. Ar fi păcat să greșim pe soiuri așa testate pe aici, pe acolo și să nu mergem pe o linie deja trasată pe care toată lumea o acceptă de pe toate continentele. Până unde mergeți cu asigurarea, eu știu, sau pentru înființarea unei plantații de alun, de nuc și de alte specii, noi, în afară de asigurarea materialului seditor? În primul rând, vrem să prezentăm oamenilor unde este spațiul de investit. Deci, ce cere piața mondială? Noi nu suntem o oază, noi suntem într-o globalizare totală, accentuată de la zi la zi. Deci, spunem unde se poate face profit, unde avem un număr de ore muncă mai puține pe hectar, unde avem condiții pedoclimatice, unde avem avantajul iernilor românești. Că de aia vrem să facem piersic și caiz. Noi avem o plantație de piersic în 1996. Piersicul este extraordinar, dar am văzut că nu este foarte încurajat și lumea nu știe să facă piersic. Atunci, dacă nu se știe să se cultive piersic, pentru că e o problemă cu tafrina, cu tăierile, cu varietățile, cu irigatul, cu transportul, cu vândutul, noi facem asta de aproape 20 de ani. Nu e foarte facil. Dar, în schimb, dacă faci alun, poți să-l gestionezi foarte ușor. Deci, nu e perisabil, poți să păstreze mult. 2 tone la hectar, 2 tone înseamnă aproape 9.000 de euro. Se poate lucra 40-50 de hectare cu un tractorist. E o chestie frumoasă. Tăierile nu sunt grele, deci sunt numai plusuri, dar nu sunt cunoscute. Este o cultură tolerantă la condițiile pedoclimatice. Stă foarte bine în zona colinară dealurilor din România și necesită un volum de ore muncă pe hectar, undeva 160-170 de ore muncă om pe hectar. Recoltarea se face mecanică. Ele sunt niște varietăți și clone care se scutură începând din 15 august, deci cad jos. Sunt niște echipamente, practic niște combine de recoltat, care intră printre rânduri și aspiră ca un aspirator aceste fructe. Pentru o suprafață mică unde nu e eficient, mă rog, dotarea cu un asemenea echipament, cred că se poate face manual foarte ușor. Se poate face manual. Noi încurajăm formarea de grupuri, de asociații, cum vrem să le numim, nu contează, în care să ne sprijinim tehnic, să ne sprijinim pe problemele fitosanitare și unde să începem să cumpărăm în comun acele utilaje și acele baze de primă prelucrare sau primă recepție, cum de fapt este în toată lumea. Așa este organizată pomicultura la nivel european, noi nu urmează decât să urmăm bunele practici, pentru că cât om fi noi de ambițioși, nu vom putea să le avem pe toate. Și atunci trebuie să fim un pic mai, nu fim așa mândri și așa de a toate știutori și să încercăm să... Mai realiști și cooperanți. Realiști, cooperanți și să încercăm să cultivăm acele specii pomicole care sunt căutate. Pledați foarte mult pentru alun și nu este rău, pentru că, slavă Domnului, cum spuneați, avem foarte multe suprafețe neexploatate încă. Chiar dacă vorbim noi acum că întreaga suprafață agricolă este în exploatare, ea este, dar nu peste tot, și nici foarte bine valorificat terenul respectiv. Poate că este locul oportun pentru această specie, dar de ce nu numai pentru această specie? Văd că predați foarte mult pentru ea. Predez pe doi piloni foarte serioși. Deci, la ora actuală, comerțul de fructe în România îl fac retailerii, aproape 60%. Ei sunt organizați pentru a aduce din import fructele. Suntem importatori, cei mai mari importatori. Nu putem să spunem că după ultimul loc vom fi pe primul loc mâine. Ar trebui să pierdem vremea cu discuții. Deci, vom rămâne importatori la anumite specii, pentru că retailerii vor fi veșnic importatorii pentru piața românească. Știm cu toții, vedem în fiecare zi chestia asta. Avem o problemă vis-a-vis cu speciile astea care sunt iubitoare de căldură, de exemplu cu piersicul, cu caisul, cu migdalul, care se dezvoltă foarte bine în sudul Europei.
Nu suntem cu o capacitate foarte bună financiară să putem face cireșe la nivel de top, adică cireșe cu calibru 28 mm. Deci vom rămâne un pic dependenți, dar haideți să nu privim Europa ca pe un dușman. Noi facem parte din această ecuație și trebuie să ne găsim locul. Nu cred că e foarte sănătos. Atunci trebuie să ne căutăm speciile potrivite pentru noi. Am venit ultimii, ne alegem ce o mai rămas. Nu putem să ne punem acum să facem măr peste Franța, peste Italia, pentru că să nu uitați că pomicultura înseamnă experiență. Pomicultura nu înseamnă doar o investiție de către un om de afaceri, care poate investi odată 1 milion de euro, dar după aia are o problemă cu tehnicienii. Cine îi lucră? Cine îi tunde? Cine îi face programul de fertilizări? De asta noi pledăm pentru alun, pentru că el este un prieten cu românul.